ziua, mă numesc Bodor Mihai Sebastian, familia Bodor, cum se spune, și sunt din orașul Iași, județul Iași, și concurez porumbei din 2016. Preferatele categorii de zbor sunt fond și maraton, în principiu mai mult maraton, la care la categoria de maraton am obținut cele mai bune rezultate. Rezultatele cele mai bune le-am obținut în 2018 și 2019. În 2018 am obținut locul 13 AS Maraton Național cu porumbelul Leonidas, iar în 2019, tot cu porumbelul Leonidas, am obținut la categoria AS Maraton Palmares 2 ani locul 1 național, AS Maraton Palmares 2 ani, locul 1 național Maraton Grand Prix 2019, locul 1 național Bârzai Palmares 2 ani 2019 și locul 2 național Maraton Palmares 2 ani. Crescătoria mea are o lungime de 5 metri pe o lățime de 3 metri. Este compartimentată din 3 compartimente, unul de zburători, unul de pui și unul de matcă. Cel mai mare compartiment, care este de 2 metri jumătate, pe 3 metri este compartimentul de zburători, unde sunt cei mai mulți porumbei acolo, zburătorii. Celălalt, un compartiment mai micuț de pui, iar celălalt de la matcă e și mai mic, unde la matcă eram doar 5 boxe și 10 porumbei, 5 perechi de porumbei. Liniile de porumbei care le dețin, în principiu, porumbei de la matcă, de anul trecut și de anul ăsta sunt porumbei împerecheați, de exemplu, Leonidas cu diferite, tot campioane naționale a diferiților crescători. Am făcut împerecheri comune, iar reproduși din ei i-am băgat la matcă. Mai sunt și alți porumbei, de exemplu, Van Tuil, ce ar mai fi, mai am Chris Van de Velden, dar în principiu doar porumbei autohtoni, porumbei zburați în zonă aici și, cum am zis, făcut în perechieri comune din doi porumbei excepționali, doi campioni naționali, cum ar fi Leonidas și altii femei campioane naționale, și cum am zis, reprodușilor băgați la matcă și scos din din ei mai departe. Lotul de zbor este de 50 de porumbei, cam în fiecare an ăsta e lotul de zbor. Încep cu 50 de porumbei, asta și pentru că compartimentul, cușca, nu oferă posibilitatea să țin mai mulți porumbei. Metoda de zbor este natural și asta tot din cauza cuștii, nu pot să zbor alte metode de zbor. Detaliile despre metoda de zbor, cum am zis, este la natural, porumbeii când îi duc la îmbarcare caut întotdeauna să-i angajez pe ouă sau pe pui. La mine, ce am văzut anul ăsta, porumbeii au mers foarte bine pe pui și mi-au venit foarte bine pe pui, adică pe pui de 10-12 zile. Am căutat de așa natură, dacă ei aveau, de exemplu, ouă la 10 zile, 11 zile și mai aveau, calculez de așa natură, să la 3-4 zile până la îmbarcare, au, dacă unii din ei au de 10 zile, li bag câte un pui din altă parte, un pui de 7 zile, 8 zile, li bag un pui, li iau ouăle și li bag puiul și acceptă puiul foarte repede și îi prinde pui. Și am văzut că pe pui vin foarte bine, la toate zborurile au venit chiar foarte bine. De 3 ani încoace folosesc mâncare Varul Byers și Byers. Și anul ăsta la fel, am folosit tot mâncare Varul Byers și Byers, iar la ultimul zbor de maraton, între al doilea Venus și Bârzai, mi s-a terminat mâncarea bună Varul Byers și am folosit mâncare Flor. Dar sunt mâncare la 65 lei sapă, neavând de unii să iau mâncarea la noi aici, aș nu prea găsești magazine să aibă mâncare Varul Byers. Am folosit mâncare Flor de concurs la 65 lei sapă și porumbei au venit foarte, foarte bine. Deci excepțional de bine au venit. Deci am văzut anul ăsta că nu trebuie să punem accent foarte mare pe mâncare, pentru că
Și mâncarea asta mai puțin scumpă chiar merge foarte bine. Înainte de etapele, mă refer de începutul etapelor, început de sezon, fac 2-3 antrenamente între demi-fond și fond, între primul fond și al doilea fond, tot așa 2-3 antrenamente, și între al doilea fond și maraton, îi duc o dată, o singură dată, îi duc la 80 de kilometri, iar după primul maraton, nu mai duc porumbei absolut deloc, nici măcar un metru. Dintre primul și al doilea maraton, între al doilea și al treilea maraton, n-am mai dus porumbei anul ăsta deloc. În schimb, am zburat acasă, în jurul crescătoriei, o oră, în fiecare zi o oră, zboar în jurul crescătoriei cu steagul, masculii dimineața, femeile când intră masculii pe ouă, scot femeile, adică ies ele afară cât liber, non-stop și zi și noapte, și le țin cu o oră cu steagul și pe ele, și după aia stau pe afară tot timpul, ies, zboară, vin, dimineața la ora 5, cușca fiind deschisă și noaptea și ziua, dimineața e la ora 5, ies, zboară, se duc, vin, după aia când mă duc eu la ei, la 8, 9, 10, îi mai scot odată masculii cu femeile fiind pe ouă, îi mai scot odată, cum am zis, și țin o oră la zbor, intră ei, la ora când se schimbă, scot femeile, iese femeile afară, le țin o oră și pe aia iese, ele se rămân pe afară și zboară toată ziua. Și nu duc porumbei la antrenamente absolut deloc. Anul ăsta, mă refer, nu i-am dus absolut deloc între maratoane, deloc. Și uite că porumbei au venit foarte bine, foarte bine. Am început cu 40 de porumbei la 44 de porumbei la început de sezon, am cipuit 44 de porumbei și am rămas la sfârșit de sezon după bârzai cu 30 de porumbei, care au făcut normi, mulți porumbei au făcut normi, atât la maraton cât și la fond. Suplimente alimentare ce folosesc? Folosesc Belgasol, atunci când porumbeii se întorc acasă, le găsesc în apă Herbazima, Belgasol, plus probacomie. Le dau prima zi când vin acasă și a doua zi tot așa le dau Belgasol, tot cu probacomie și cu Herbazima. Și de la a treia zi, dar nu tot timpul, le fac un tratament de 3 zile de tricomonoză și coccidioză. Și de 2 ori în sezon le fac și tratament de respiratorii, de 2 ori în sezon. Odată le fac după primul fond, le fac 5 zile de respiratorii după primul fond și le mai fac odată 3 zile, 4 zile de respiratorii după al doilea maraton. Și asta e tot. Cu pui e altă poveste. Pui, eu nu selectez pui decât la un an de zile. Selectez că îi duc la zboruri. Niciodată nu am zburat pui în anul lor de naștere, nu-i duc nicăieri, absolut nicăieri. Ei zboară doar în jurul crescătoriei și atât. Ei nu vreau să duc pui, pur și simplu. Nu găsesc un motiv că dacă aș duce pui în anul nașterii, al doilea an, vai, fac mari performanțe cu ei. Nu, pui rămân acasă, zboară doar în jurul crescătoriei, iar al doilea an, îi zbor normal, îi antrenez până, cum am zis, înainte de etape, eu îi duc la 60-70 km, 80 km, iar de 2 ani de zile nu bag viteză, nu joc primul zbor de viteză deloc, duc porumbei, iar legii bătrânii, duc direct la 450 km la zborul de medica, direct. Și treaba a ieșit foarte bună. La compartimentul de matcă folosesc consanguinizarea. Merg pe incest, tată-fică sau soră-frate și produsii care îi scot din ei îi încrucișesc cu alți porumbei. Na, asta fac de anul ăsta, fac asta, că acum am spus, am adus porumbei foarte buni, am împerecheat campionul meu cu femeile foarte bune, de o campioane și o să am făcut și el cu fică din el și cu alte campioane și reproducii lor o să încrucișez cu alți porumbei. Ăsta e primul an care
încerc să fac asta și o să fac asta. Tratamente de iarnă am făcut anul ăsta, primul an din 2016, de când m-am apucat de porumbei. N-am făcut niciodată tratamente iarna și nici în timpul sezonului făceam, că eram de mentalitatea și sunt de mentalitatea să fiu numai pe natural. Nu le făceam tratamente, dar nici porumbei nu s-au remarcat. În anii trecuți, în timpul sezonului, vedeam când veneau de la zboruri, aveau puncte galbene în gât, asta, eu îi dădeam produse naturale. Nu se făceau bine, băgau la zboruri și pierdeau în anii trecuți. Anul ăsta, de când am făcut tratamentele de iarnă, am făcut de tricomonoză coccidioză, în ianuarie mă refer, am dat produse de la Giantel, de tricomonoză coccidioză, 5 zile, 6 zile, după aia am făcut 5 zile de hepatoprotect cu vitamine, după aia am făcut 10 zile de nifuramicin de la Romfrid pentru salmonelă, iar vitamine și hepatoprotect și pastila de ven. După aia, la 10 zile, am făcut vaccinul de paramixoviroză. După aia am mai făcut o dată în aprilie, anul ăsta, pe 15 aprilie, dar le-am mai dat 5 zile de 5 în 1 mix. Ăsta 5 zile de tricomonoză coccidioză am făcut după medica, după primul demifond, și după aia, după primul fond, am făcut 5 zile de respiratorii. Și am mai făcut o dată tot, am folosit produse de la Giantel, toate produsele care au fost folosite, tricomonoză coccidioză, respiratorii, toate produsele au fost de la Giantel. Hepatoprotect îl folosesc de la PharmaVet. Și vitamine tot de la Giantel, multivitamin tot de la Giantel. Produsele celelalte, cum am zis, care le folosesc recuperatorii și asta este ăla, Belgasolul, Probacomie și apropo am mai folosit APF-ul ăla tot de la Dr. Brocam. Foarte bun, excepțional de bun, ăla îl dau pe mâncare, foarte, foarte bun. Recuperează porumbei, în două zile mănâncă jar porumbei, foarte, foarte bine. Selecția porumbeilor de zbor. După zbor, după sezon, de exemplu, de anul ăsta am început selecția. Anul ăsta am avut porumbei care la 2, la 3 ani de zile, la 4 ani de zile, care mi-au făcut norme la maraton, norme la fond, dar nu am mai ținut niciunul, pentru că au făcut norme cu 300, 400 de puncte, 500 de puncte și nu mai vreau să țin porumbei de genul ăsta cu punctaje așa mari. Și vreau să fac o selecție drastică, dură, cum spune toată lumea, și să țin porumbeii cei mai buni, cu care au venit, au avut și sosiri pe lansare foarte bună și care, la sfârșit de sezon, când tragem linii, să aibă un punctaj bun, un punctaj care să mă mulțumească, să mă văd în primii 10, nu? Sau în primii 5, nu primii 10, primii 5 la categoria de maraton, pentru categoria cu care eu zbor. Părerea mea personală, recomand porumbeii să fie achiziționați din zona din care zbori. Nu aduci porumbei de peste tot, de prin toată țara, de prin afară. Eu zic că porumbeii de la tine din zonă, achiziționați de la Columbofir, care au făcut rezultate foarte bune, bine, și financiarii trebuie să fii pregătit ca să aduci porumbei buni de la Columbofir care fac rezultate bune, dar eu zic că se merită. Iei 2-3 porumbei de la 2-3 crescători foarte buni din zona ta, îi împerechezi și șansele sunt mult, mult mai mari să faci rezultate decât să aduci porumbei din toată țara, din afară, care, cum zice toată lumea, se aclimatizează greu. Mulți au adus și doar au adus și atât. Tot cu porumbei din zona ta, porumbei zburați, s-au făcut rezultate foarte bune. Vă prezint porumbelul Leonidas, triplu campion național din 2019. Cred că știe toată țara. Cu seria 391167-2016. Porumbel excepțional, din toate punctele de vedere, super frumos. Porumbel spate puternic, trebuie un porumbel de talii medii, umeri puternici, umeri lați,
un mascul care anul ăsta, nepoți din el, trei nepoți din el, au făcut AS Maraton Tineret la zborurile care au fost anul ăsta. O fică din el a făcut AS Maraton, doi fii din el mi-au zburat 5 fonduri și au clasat 3 și un demifond. Am dat la un coleg de club o fică din el și a scos 2 pui și anul ăsta i-au făcut AS Maraton Tineret cu sosiri și la el o sosire la un zbor de Vilnius foarte bun pe lansare. Deci pe lângă că a fost un foarte bun zburător, el este și un foarte, foarte bun reproducător. La anul am 4 fii la un an de zile, la 2 ani de zile din el și 6 fii la un an. Deci 4 fii la 2 ani și 6 fii la un an, plus vreo 20 ceva din nepoți. Diferite femele, eu zic că o să fie ceva bine. Deja s-a văzut din primul an. Nepoții și fiii din el chiar au mers bine și au avut și zboruri bune pe lansare, inclusiv la Bârzai, locul 16 din 5500 de porumbei. Porumbelul excepțional. Vă prezint masculul cu seria 301-2989 de 2017. Este un semifrate cu Leonidas. El anul ăsta este locul 1 pe județul Iași la categoria H și are mai multe locuri, locul 6 la maraton pe județul Iași și mai are niște rezultate bune, foarte bune pe județ, un zburător și el, un zburător foarte bun. El este semifrate cu Leonidas de pe tată. Un porumbel cu care am mare încredere în el la anul, că o să facă surpriză frumoasă. Porumbel foarte, foarte bun, umeri lați, aripă puternică, echilibrat, foarte bine încheiat, cum e și Leonidas, excepțional de bine încheiat. Porumbel frumos, foarte frumos, foarte bun. La vârsta de un an de zile, el a zburat în cutele fiecare an de 3 maratoane. Vă prezint masculul cu seria 101-4749. Acest mascul este un fiu din Leonidas, triplu campion național din 2019, și din Cătălina, Cristi Gagea, locul 1 național AS Maraton, palmares 2 ani, 2020. Vreau să vă prezint și acest mascul, un mascul deosebit din 2 campioni naționali, din cei mai buni porumbei la AS Maraton Palmares 2 ani din ultimii 3 ani. Porumbel super frumos, foarte bun, puternic, aripă puternică, foarte bine încheiat. Porumbel frumos, un mascul foarte frumos, din 2 campioni naționali și sper ca să reproduce lui, să-mi aducă mari satisfacții. Porumbel excepțional.